Doresc să vă spun tuturor bun venit în casa Domnului și am dorit ca împreună să intonăm imnul 461 pentru deschiderea serviciului divin în această seară. Dulcea chemare. Pentru că din nou putem să fim în locașul tău, ce
Îți mulțumim că tu ne-ai ocrotit cu săptămâna trecută, îți mulțumim că tu ai fost călăuța noastră și îți mulțumim că tu ne-ai dat sănătate, ne-ai dat puteri de lucru și îți mulțumim că pace și liniște am putut să venim la picioarele tale. Te rugăm frumos în seara aceasta tu să ne vorbești prin solul tău, folosește-l ca cuvintele pe care v-ai rostit ca să atingă inimile noastre și astfel să ne apropiem tot mai mult de venirea ta. Te rugăm frumos, iartă-ne toate greșelile noastre pe care le-am făcut și curățește-ne tu de orice păcat ca să putem sta înaintea ta curați și neprihăniți prin neprihănirea ta. Îți mulțumim că ne-ai spus prin Domnul Iisus ca rugat. Amin. Amin. Frații de toate, ne rogă să-i ușurăm un pic munca. Să mai cântăm o cântare, două, trei. Cine dorește să propună o cântare? O propuneți. Pe rând, așa, câte unul. 842. Bine, Ionată. Nu ați gândit niciunul? Nu ne place să cântăm? 324. 324.
324. Thank you.
Vă salut cu pacea Domnului și bine ați venit la adunare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că în seara aceasta avem din nou ocazia să stăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Pentru început vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 14. Vreau să amintim câteva gânduri. Spune așa: toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Care erau toți aceștia care stăruiau cu un cuget? Apostolii. Ce făceau ei? Așteptau revărsarea Duhului Sfânt, nu? Care este cea mai mare nevoie a bisericii noastre astăzi? Coborârea Duhului Sfânt. Da. Fiecare dintre noi cred că ne dorim lucrul acesta și cred că fiecare dintre noi ne rugăm pentru ca Duhul Sfânt să se coboare peste biserica noastră. Am prins în mână o carte, nu știu câți dintre dumneavoastră aveți, cea mai mare nevoie a adventismului. Revărsarea Duhului Sfânt. Și vreau să vă citesc câteva gânduri, nu prea multe, să nu vă obosesc, pentru că este vineri seara și fiecare dintre noi poate suntem obosiți după o săptămână de muncă și n-aș dori să vă plictisesc prea mult. Zice așa, un gând, și felul în care s-a născut biserica este identic cu cel în care se naște un copil. Este nevoie ca doi să devină una pentru a crea un altul. Se poate să se nască un copil dintr-un singur om? Este nevoie ca să fie două persoane, nu? Aceasta constituie prima premisă a vieții bisericii, unitatea. Este nevoie de unitate pentru ca biserica să se nască din nou, să aibă viață. Zice un gând așa, v-ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu este manifestat în trei persoane? Nu este aici locul în care să discutăm chestiuni cum ar fi natura Trinității, dar putem învăța despre noi și ne privind la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este dragoste și dacă dragostea nu poate deveni o realitate decât dacă este împărtășită cu alții, atunci este logică ideea că Dumnezeu este unul manifestat în trei persoane. Persoana care practică și exprimă dragostea perfectă în umilință perfectă. Nu se poate să nu iubești pe nimeni și totuși să presupui că iubești. Dragostea există pentru că există cineva care să fie iubit. Deci Dumnezeu a fost întotdeauna trei persoane. Pentru a iubi pe celălalt, înainte de a fi vreo creatură care să fie iubită. Când citim în Biblie despre relația dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, aflăm că ei întotdeauna caută să ofere cinste și integritate celuilalt. Fiecare dintre ei dorește să ofere integritate celuilalt. Ce vrea să ne învețe acest citat? Că și noi, ca copii ai lui Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie, în primul rând, să oferim întâietate celui de lângă noi. Dacă ne dorim cu adevărat să fim copii al lui Dumnezeu. Ei se gândesc mai întâi unul la celălalt și la alții, nu la sine. Duhul Sfânt îl înalță pe Iisus, Iisus îl înalță pe Tatăl, iar Tatăl îl înalță pe Duhul, cât și pe Iisus fiind egalul lor. Deci, când a creat omenirea, Dumnezeu nu putea face altfel.
Priviți la istoria facerii lumii. În primul capitol, totul este declarat bun. După fiecare zi, Dumnezeu a spus că s-a uitat la ceea ce făcuse și era bun, după fiecare zi. Dar în ziua șasea, după crearea lui Adam și a Evei, lucrurile au fost foarte bune. Așa spune Scriptura în Geneza, capitolul 1:31. Te poți aștepta la asta, până la urmă vin din mâna lui unui Dumnezeu perfect și iubitor. Totuși, în al doilea capitol, ceva nu este bine. Ce nu este bine? Totul, până aici spune că totul era foarte bun și în capitolul 2 ceva nu era bine. Ce nu era bine? Ce a spus Dumnezeu? Nu este bine ca omul să fie singur. Deci era ceva care... Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dacă era bine așa, Dumnezeu îl lăsa așa, dar Dumnezeu a văzut că ca totul să fie bine, să fie perfect, trebuia să fie două persoane, ca să se poată iubi unul pe celălalt. Dacă era singur, pe cine iubea? N-avea pe cine să iubească. De ce ar permite Dumnezeu unui ceva care nu este bine să facă parte din creația sa bună? Deoarece Adam a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Și în consecință, el reflectă caracterul iubitor al lui Dumnezeu. El a dorit ca Adam însuși să-și dea seama că dacă nu avea pe cineva pe care să-l iubească, era un om incomplet. Deci Dumnezeu a dorit ca el singur să-și dea seama de lucrul acesta. După ce Dumnezeu a creat și a văzut că toate animalele sunt perechi, a văzut că el e singur și a dat seama că ceva nu e în regulă, nu e bine. Și Dumnezeu a dorit lucrul acesta ca el singur să-și dea seama. Și după aceea Dumnezeu i-a făcut pe cineva care să fie alături de el. Dumnezeu știa din experiență personală nevoia de celălalt, dar el i-a dat lui Adam timp să-și dea seama de aceasta. Când Dumnezeu a făcut-o pe Eva, Adam a gândit-o ca pe o parte din el însuși. Ce a spus el? Iată în sfârșit aceea ce, care este os din oasele mele și carne din carnea mea, carne din carnea mea. Și a numit-o femeie. De vreme ce conform cu Genesa 5:2, Adam este numele generic pentru omenire și nu doar un nume masculin, Adam nu fusese un bărbat individual până când n-a fost făcută femeia. Eva. Și una dintre cele mai clare evidențe că omenirea a fost făcută după chipul lui Dumnezeu este faptul că oamenii erau în stare să creeze alte ființe după chipul lor. Aceasta este ceva ce nici chiar îngerii nu pot face. Adică din ei doi să mai apare alte persoane. Dacă te-ai întrebat de ce fratele tău este diferit de tine sau de ce în căsătorie contrariile tind să se atragă, cauza inițială provine de la acest concept. Dumnezeu intenționează ca noi toți să trăim în comunitate, adică alături de oameni care nu sunt chiar la fel ca noi, astfel încât va fi nevoie să alegem să iubim și să-i prețuim pe cei din jurul nostru. Aceasta înseamnă să fim făcuți după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu creat, adică nu ne-a creat pe fiecare să fim la fel. Unul este mai tare, altul mai slab, altul mai mare, altul mai mic. Și totuși Dumnezeu ne-a creat să trăim într-o comunitate astfel încât să învățăm să ne iubim
unii pe alții așa cum suntem. La fel trebuie să funcționeze și biserica. Într-un timp al lipsei de armonie și al geloziilor mărunte dintre ucenici, Iisus le-a mai dat o poruncă, o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. De ce, Doamne Iisuse? Deoarece prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții. Dacă nu vă iubiți unii pe alții, nu puteți să fiți ucenicii mei. Toată lumea știe că iubește pe cei care îți răspund cu iubire. Este ceva ce ține de natura umană. Dar când iubești pe cel greu de iubit, când ții la cei care te uită, când îl ierți pe cei care te rănesc sau te trec cu vederea, dragostea aceasta reflectă felul în care iubește Dumnezeu. Este greu, nu? Vorbind omenește, să-L iubești pe cei care îți face rău. Totuși, Dumnezeu ne îndeamnă la lucrul acesta, să îi iubim chiar și pe cei care ne urăsc. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos era pe cruce, era batjocorit și ce a spus, Tată, iartă-i, eu iubit chiar și atunci când ei îl batjocoreau. Stând adunați la oaltă în camera de sus, în toate zilele, primii ucenici au putut descoperi ce este dragostea adevărată. Acești 120 de oameni nu aveau o dragoste naturală unul față de altul. Acolo erau bărbați și femei cu toate deosebirile pe care le implică acest lucru. Era acolo Petru, cel care se credea superior spiritual, Iacob și Ioan, care erau un tunet pentru alții. Era Toma, care n-ar fi primit mărturia prietenului Ioan, la fel ca frații lui Iisus, care își făcuseră un obicei din alba jocurii pe Iisus. Și cei pe care, cei ce-l urmau. Dar acolo ei erau împreună și au ajuns să fie un singur cuget. Concentrarea lor asupra lui Iisus i-a unit, i-au făcut să fie una. Alte gânduri nu aveau decât erau concentrați la Domnul Iisus Hristos, la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru ei. Cineva, că o afirmație a lui cineva, sfințirea sufletului prin lucrarea Duhului Sfânt este implantarea naturii Domnului Hristos în om. Iubirea este temelia evlaviei. Oricare ar fi mărturisirea sa de credință, niciun om nu are o iubire curată față de Dumnezeu dacă nu are o iubire neegoistă față de fratele său. Dar noi, spunea el, dar noi nu putem, nu vom putea niciodată să ajungem să avem un astfel de spirit, încercând prin efortul nostru să iubim pe ceilalți. Noi avem nevoie de iubirea lui Hristos în inimă. Când sinele este contopit cu Hristos, atunci iubirea va izvorâ în mod spontan. Desăvârșirea caracterului creștin se atinge când impulsul de a ajuta și a binecuvânta pe alții pornește continuu din interior, când lumina strălucitoare a cerului umple inima și se descopere pe chipul nostru. Așa s-a întâmplat în biserica primară. Așa trebuie să se întâmple și astăzi. Trebuie să ne iubim așa cum ne-a iubit Domnul Iisus Hristos. Trebuie să fim uniți, să stăruim împreună în rugăciune. Altfel, biserica nu va putea să trezească. Gândiți-vă la aceasta în felul următor. Pentru a produce viață nouă, doi trebuie să se împreuneze într-o unitate completă. Când biserica s-a unit, s-a născut o viață nouă. O biserică s-a născut în spirit. Fără aceste două premise,
premise care nu pot fi negociate, este imposibil să fii Biserica lui Dumnezeu. Și întrebarea care se pune este următoarea. Va rezista această relație, această relație de unitate în biserică? Dacă va rezista, atunci biserica va prospera. Doresc să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste câteva gânduri pe care m-a inspirat ca să vi le prezint și dumneavoastră în această seară și aș dori ca fiecare dintre noi să luăm seama și să luăm în serios aceste gânduri, pentru că cred că fiecare dintre noi ne dorim ca să ajungem acolo în împărăția sa. Și Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să putem să ajungem acolo și să ne bucurăm împreună cu toți cei dragi ai noștri. Amin. Vă invit să-L lăudăm pe Domnul pentru încheierea serviciului divin din această seară cu imnul 379, Pot ca îngerii să zbor. Vă rog pe sora Dana să-i conducă rugăciunea de încheiere. De aceea te rugăm, ajută-ne să privim la tine, ajută-ne să ne așezăm la dispoziția ta, în așa fel încât să putem primi darul acesta pe care ni l-ai promis. Amin. Te rugăm să ne însoțești în sabatul în care am intrat, ajută-ne să ne apropiem mai mult de tine și să înțelegem mai mult din dragostea ta pe care să o împărtășim și cu ceilalți. Amin. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Thank you.
Cum nu se grăbește acasă, haideți să mai cântăm o cântare de despărțire. Și apoi de despărțire. Hai, curaj! Ce propuneți? 230. 230, bine.